colinde cântece sau poezii, cu asta s-au pregătit micuții colindători. Au vrut să impresioneze pe muzeografi, întrucât aceștia, an de an, îi așteaptă în colindat. Am venit să le cânt colinde celor de la muzeu să se bucure și ei de bucuria Crăciunului. Să colindăm. Și ce colinde ați pregătit? De nașterea în Domnul Iisus. V-ați pregătit mult? Da. Colinde de Crăciun. Și cu ce prilej asta? O să vină Moș Crăciun? Da. Am venit să cântăm colinde, să spunem poezii și avem și un coleg care încântă la chitară. Am venit ca să facem fericiți pe oamenii ăștia, să cântăm colinde, că și nouă ne place, mai ales. Ce colinde ați pregătit? Deschide ușa creștine, tot felul de chestii, chiar nu le știu ca să le spun așa. Și așteptați ceva în schimb? Da, cadouri. Micii colindători au avut și o urare originală pentru reprezentanții muzeului. Surpriza cea mare pentru copii nu au fost cadourile, ci sosirea lui Moș Crăciun. Suntem foarte bucuroși că au venit copiii de la grădinițele din oraș, de la școli, poate vor mai fi care vor dori să mai vină, îi primim cu mare bucurie. Sunt copii care au participat și la școala de vară, sunt copii care vin la ateliere, dar sunt alții care pentru prima dată au venit astăzi la muzeu. Au fost foarte încântați de întâlnirea pe care au avut-o cu moșul și au spus foarte frumos poezii și au interpretat colinde tradiționale. Clădirea muzeului este vibrată de bucurie, de sentimente pozitive. Muzeul Porților de Fier își deschide porțile în preajma sărbătorilor de iarnă, în fiecare an, pentru toți copiii județului.